Bună dimineața și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi. Am ieșit pe tereasă împreună cu Iosif și cu Nora, dar Nora trebuie să vină că a rămas să închidă ușile. Să filmez și așa să mă vedeți. Da. Am ieșit un pic și noi, este soare, este frumos, uitați ce frumos este la noi aici. Da. Și ne-am gândit să ieșim un pic la soare. Așa cum am primit un comentariu de la o soră, Domnul Iisus o binecuvinteze, că da, adevărat este că pentru coloana mea care sunt operată, e bine să mai stăm și la soare. Și am dat la Iosif o pălărie de paie, da, ca să nu-i bată soarele în cap, pentru că da, el este operat la cap și mi-este frică. Doamne ferește, nu o să stăm mult aici în soare, dacă va fi așa soare mai puternic, să fie mai cald, o să ne mutăm mai așa. Este frumos, e soare, slavă Domnului, ne bucurăm și noi de frumusețea asta în această zi, care Dumnezeu a lăsat-o. Așa, Iosif? Mănânci înghețată, Iosif. Da. Lasă, da, mănâncă. Să te răcorești un pic. Da. Nu? Da. Așa de gusta. Ia, tot să topește. Și n-am luat un servițel. Am acolo servițel. Stai să văd. Vă mulțumim frumos pentru toate frumoase comentarii care ne-a scris ieri. Camera așa, ca să mă văd și eu și Iosif. Pentru că v-ați plăcut că am fost la plimbare cu Iosif, am ieșit afară, vă mulțumesc din suflet, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care ne-ați trimis așa frumoase mesaje, pentru tort care l-am făcut, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă mulțumim din suflet la toți abonații noștri, la toți prietenii noștri. Da. Vă arătăm și noi. Ce să vă arătăm, frați și surori? Că altceva n-avem ce să vă arătăm. N-avem curte, să stăm în curte, să mai facem și noi ceva. N-avem ce să facem decât să ieșim afară, să stăm în casă, să mai facem mâncare. Așa, Iosif? Da. Ce să facem, Iosif? Da. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile care El îi oferă fiecare zi. Bate un pic vântul, da? E foarte frumos, e foarte cald. Cam Iosif va lua medicamentele și el cam e așa, nu o să stă mult. O să facem o plimbare, o să mergem și la plimbare, să facem mișcare. O să mergem și la plimbare pe aici în parc, o să facem turul. Și atunci mergem acasă, că Iosif vrea la somn. Pentru că el când ia medicamentele, el trebuie să se liniștească, frați, surori. Pentru că el are medicamente și de liniște. Da, ca să nu... Doamne ferește! Știți voi, dacă omul este operat la cap... Da, știți voi cum este. Să fii sănătos! Iosif. Da, frați și surori, cum să nu fiu eu bucuroasă pentru băiatul meu, cum să nu fiu, cea mai mare bucurie asta am eu acum. Că când era el bolnav în spital, că să vă spun ceva. Pentru cei care nu știu, că eu trebuie să mai spun asta, pentru că, că așa cum v-am spus în fiecare zi, vin abonați noi și nu știu. Când era în spital și ce s-a întâmplat cu Iosif și a făcut acest grav accident, și eram atâta de amărâtă, și Dumnezeu știe întristarea mea din inimă și a soțului meu, Marcel. Numai noi doi și Dumnezeu știe. Cum eram la spital. Și nu vreau, nu, acum nu spun ca să mă jele și... N-am mai mers la muncă, frați și surori, n-am mai fost la muncă o lună de zile. N-am putut să mai mă duc la muncă, că vă dați seama în ce stare am căzut eu atunci. Eram disperată de viață, nu mai puteam să muncesc, să mai mă duc la muncă. Și știe Dumnezeu cum am trăit și cum am fost și meream la spital.
fără niciun bănișor. Dumnezeu știe toate și cunoaște tot. Și n-am spus la nimeni. A venit Domnul Iisus în ajutorul nostru și El ne-a ajutat. El a fost de partea noastră. Și îi mulțumim pentru toate. Nu mă vai la nimeni, dar știe Dumnezeu. Că vreau să vă spun că am trecut printr-o grea încercare care nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu cu băiatul meu. Meream la el la spital și îl vedeam acolo, frați și surori, prieteni dragi. Îl vedeam în perfuzii, cu pampers. Nu mânca, avea o sondă pe nas și acolo pe nas avea sonda aia și acolo pe aia mânca. După aia l-a tăiat în stomac. I-a făcut o groapă în stomac și mânca pe acolo, că el trăgea din nas, că nu putea să suportă. Trăgea ăla din nas. Da. Și normal că dacă el nu mânca, trebuia să aibă ceva ca să... Oh, la, la. Mi-ai dus... Stai că după aia o să-l iau, Nora. Ție nu ți-ai dus? Ha? Ție nu ți-ai dus? Am și eu unul din ăsta, așa, frați și surori, ca să nu mă bată soarele. Da. Frumos, dar după aia lasă, Nora, că după aia o să-l iau. Da? Și nu vreau să mă bait. Vreau să spun pentru treaba asta, să încurajez. Da. Oamenii care trec prin greutate, oamenii că... Eu știu că mulți oameni au diferite probleme, diferite greutăți. Dar vreau să vă spun că este un Dumnezeu, la nimeni să nu apelați. De când numai la Dumnezeu, noi n-am apelat la nimeni. Și n-am chemat pe nimeni ajutorul nostru, numai decât pe Domnul nostru Iisus Hristos. El ne-a venit în ajutor. El a fost de partea noastră. Atunci când ne rugam, eu și soțul meu, și ne puneam pe genunchi, Dumnezeu ne întărea foarte tare și ne-a sprijinit. Ne-a sprijinit și financiar, și ne-a sprijinit și așa în trup. Și ne-a dat putere să putem să trecem peste toate. Vreau să vă spun ceva. Că în fiecare zi când meream la Iosif la spital, așa, îmi venea o șoaptă de la cel rău, că șoapta aia nu vine de la Dumnezeu. Acum când o să merg acolo, ai să vezi tu că îl vezi pe Iosif mort. El nu o să mai trăiască. Dar Dumnezeu îmi venea cu o șoaptă bună și blândă și îmi spunea, nu este adevărat. Iosif va trăi și nu va muri. Da. Și cu această încurajare mă întăream. Da. Și eram tare și puternică. Și... ce să vă spun? Dumnezeu m-a întărit. Dacă El nu era de partea mea și de partea soțului meu, nu puteam să trec prin toate astea. Un copil la 19 ani și nu să spui că s-a născut cu o boală și așa și spui, hai, treci. S-a dus la muncă, frate, surori, și a căzut de la 7 metri. Da. Dar mulțumesc Domnului, care este veșnic, care El a fost cu noi, ne-a întărit, ne-a sprijinit. A lucrat la vindecarea lui Iosif, i-a dat putere, uitați-l acum cum este. Da. Pe picioarele lui, el nu mânca, el nu umbla, el era în căricior. Când meream și îl vedeam în căriciorul ăla, îmi venea să caz jos și să leșin. Dar mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dă-mi putere! Doamne, dă-mi putere! Pentru că el era legumă. Nu mai putea să-l ia, să ridică, să-l ia. Lua cu macaraua aia de spital, care este o macaraua și pui... Avea ei așa, ce au ei special, ceva care punea sub el și îl ridica și îl punea în căricior. Da, așa. Și eu când vedeam acest lucru, vă dați seama. Dar Dumnezeu m-a întărit, totuși. Și pe mine și pe soțul meu. Mi-a dat puterea, am eu acolo filmare care o să vă arăt ca să vedeți că nu vorbesc aiure. Că totul este adevărat ce s-a întâmplat cu băiatul meu și îi mulțumesc Domnului pentru toate lucrurile. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Dacă aveți probleme, nu știu ce probleme aveți, strigați-L pe Dumnezeu și Dumnezeu va veni în ajutorul vostru. El va rezolva problemele voastre, cauzele voastre. Dumnezeu o să vină în ajutorul vostru să vă întărească, dar puneți-vă pe genunchi și vă rugați și strigați la Dumnezeu și El va veni, așa cum ne-a venit și nouă în ajutor, ne-a dat putere, am putut să trecem prin această grea încercare, prin această grea încercare care noi am trecut. Și mulțumesc Domnului și n-am să uit toată viața mea și în fiecare zi îi mulțumesc, în fiecare secundă îi mulțumesc, în fiecare minut îi mulțumesc Domnului
pentru și dimineața asta când ne-a trezit. Suntem datorită Dumnezeului celui viu, suntem teferi, sănătoși, ne-am sculat în capul oaselor, suntem pe picioarele noastre, alții nu mai pot să se scoală din pat. Poate sunt la spital, poate sunt bolnav, poate, Doamne ferește, alții sunt în pământ, dar noi și voi care sunteți și vă sculați datorită Domnului, vă treziți în fiecare dimineață datorită lui Dumnezeu, că El este cu noi, El ne trezește, El nu lasă să se întâmplă niciun rău asupra noastră când noi suntem în așternutul nostru, ne păzește de pericole, ne păzește de cutremure, ne păzește de ape, ne păzește de tot ce este rău, ne sculăm, ne bucurăm de familia noastră, deschidem ochii, ne bucurăm de lumina și vedem că este Dumnezeu adevărat, plin de milă, de îndurare, care El face noaptea, El face ziua și îi mulțumim pentru toate lucrurile. Domnul să fie onorat și binecuvântat. Mă întorc către voi, da, să văd ce faceți voi acum. Da. Mi-ai dus cafea, Nora? Da. Mi-ai dus cafea. Să mulțumesc, Nora, că te-ai gândit și de mine. Și eu, bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ne urmăriți. Fi binecuvântată, Nora. Am ieșit așa la o mică plimbărică, o să mergem și să ne plimbăm, pentru că, nu. Este soare, este cald. E frumos, nu, Nora? Este foarte frumos, să-mi iau și o pălăria, că îmi bate soarele. În cap și am și o problemă, frasurori, da. Mă amețesc de la soarele ăsta când îmi bate tare în cap, că am tensiune. Și dacă stau atâta... Nora, o să bem cafeluța noastră, o să mai stăm un pic aici, mergem la plimbare, facem un tur, nu? Gata, mergem să facem un tur, să facem o plimbărică. Ai grijă, Iosif, acolo, ai grijă, nu te uita în stânga, în dreapta când mergi. Uită-te jos, să nu cazi. Mergem la plimbărică. Da. Vreau să vă spun că Iosif o iubește pe Nora ca ochii lui din cap. Uitați cum merg. Ca doi porumbei. Da. Domnul să-i binecuvinteze pe copiii mei. Pentru că Nora, dacă este Nora mea și o cheamă Nora, pentru cei care nu știu, să nu mai spună că toată ziua spun Nora. Dacă avea un nume, îi spuneam pe altă nume, dar dacă pe ea o cheamă Nora... Așa nu. Mă cheamă, așa i-a plăcut la mama mea să-mi pună nume Nora. Dar mie îmi place acest nume Nora. Vreau să spun că când am lucrat, acolo era cu mine o fată tânără care făcea etudion, așa cum lucrează, cum se face aici. În timpul când e vacanță, ei vin și lucrează. Și avea 16 ani. Da, și o chema Nora. Și lucra cu mine, da. O mai punea din când în când să mai mă ajute acolo. Da. Dar ce să mă ajută, că ea stătea toată ziua pe telefon și nu mă ajuta. 3 ore cât stătea cu mine acolo, că aveam... Eu lucram la o bancă națională aici în România, în Belgia, pardon, în România, am gândul la România. Aici în Belgia și lucram, era un mare muzeu acolo care eu lucram. Era un muzeu mare, avea 2 etaje și acolo nu se lucra numai o persoană, acolo normal se lucra 3-4 persoane. Da. Și când eu am început muncă, m-au pus pe mine acolo. Eu nu știam cum merge demersurile acolo, cum mâini, nu mi-au spus nimeni nimic și eu lucram ca nebuna, nu mai știam ce să fac. În 3 ore lucram cât lucrează una în patru persoane. Așa lucram eu acolo. Și tot mă miram, de ce nu termin? Cine a lucrat aici? Ce se întâmplă? Da. Și nu spunea nimeni la prima dată când am început munca, nu spunea că aici lucrează mai multe persoane, nu numai o persoană, că erau 2 etaje și erau toalete multe acolo. Da. Și birouri multe, 2 etaje. Și în 3 ore să fac eu, Doamne, nu mai puteam. Eram stresată, mă grăbeam tare, nu știam pe unde să mă iau. Și nu terminam tot lucrul, mai ales când erau mulți și erau mult vizitatori, că la un muzeu vin mult vizitatori și vin și copiii de la școală veneau. Când veneau copiii de la școală, făceau acolo mizerie de vai șamar.
Și mai veneau copiii care erau din diferite sate pe aici, așa, aproape lângă Bruxelles, că mai sunt sate așa, care mereau la fermă, după aia de la fermă veneau acolo, veneau cu încălțăminte, cu pământ ce aveau ei pe acolo, când mereau la fermă, îmi făceau și vă dați seama, nu puteam și nu mă joiam. Și spuneam la șefa. Și nu mi-a spus, după aia îmi spune, hai că îți dau o tudioană, nu știu ce, să te ajută. Ce să mă ajută? Ea stătea pe telefon, 3 ore stătea pe telefon și se ascundea. Îi spuneam, tu faci aici, eu mă duc să fac sus. Spun, hai să facă ea care e mai ușor și mă duc să o fac eu ce e mai greu, așa ca să termin. Doamne, ea stătea pe telefon în toaletă și nu făcea nimic. Și o chema Nura, da. Și n-am avut treaba ei, nici n-am spus, eu nu sunt o femeie din aia să mă duc să spun la șefa ce-a făcut, n-am avut treaba ei. Am zis că șefa a lucrat, zice, nu știu, doamnă, te rog frumos, doamna șefa, să merg să o urmăresc, că eu nu mă duc să urmăresc pe nimeni, nu-i treaba mea cu asta, e treaba dumitale. Și a urmărit-o șefa și a oprit-o în toaletă. Că ea m-a spus că a oprit-o în toaletă, că stă pe telefon. Da. Așa sunt lucrurile, da? Mergem? Și așa că vreau să vă spun că Nora este un nume foarte frumos. Nu? Da. Și mie îmi place. Acum știm că nu. Nora înseamnă în limba română că e Nora ta. Mergem pe acolo așa, Iosif. Da. Așa mergem. Da. E cald, e frumos. Eu nu știu câte grade sunt astăzi. Hai că îmi sare pălăria din cap, o ia vântul. Ai grijă, Iosif, să nu-ți ia pălăria, vântul pălăria. Da, mai mergem aici așa în parc, ne plimbăm, mai stăm pe bancă dacă găsim să fie așa mai, să nu fie chiar așa soare. Să găsim o băncuță unde nu e așa soare să mai stăm și noi. Acolo. Că aici e mai aer aici pentru că e multă verdeață, sunt mulți pomi aici. Este mai aer aici. Să simte că este și mai aer. Mi se duce pălăria. Hai, l-am luat. Gata. Da, dar e cald, e frumos, Nora. E cald, e frumos. Dacă vine Abel de la școală, o să sună și atunci noi nu suntem aici. O să ne sună el și venim. Da. Ne sună și venim. Dacă s-o vină de la școală. E foarte frumos parcul ăsta când este soare să vi se vede. Așa e, Nora? Dar nu știu dacă va fi frumos. Hai să stăm așa, Nora. Că tot cu spatele mergem și dar nu prea este așa frumos, știi? Să mergem cu spatele. Mergem așa, ia că așa e frumos, vedeți? Da. Să nu mergem cu spatele, că nu e frumos. Cred că mergem la banca cealaltă, acolo o să mai stăm. Da. Da, Iosif, da. Și acolo este și mai răcoare, uite. Da, da. Acolo. Stai să vedeți, voi, după miază, după miază să vedeți câtă lume e aici, nu mai găsești o bancă să mai stai. Cred că după miază să fie mai cam. Lasă fie. Lasă fie, că de stul a fost vreme cu ploi și numai aici acum ai. Eu să te așteaptă că vine mai vară, mai cald. Să vedem ce faci de căldură. O să-i fie cald, da, la Iosif. E bine așa când este cald, că tot frig, am fost o ploi a dat. Da, Nora. Aici avem aproape de noi, avem Intermarché-ul, avem Aldi. Da. Chiar nu avem aproape de noi magazinele și foarte bine avem.
Nu, bun. Hai că mai stăm aici așa. Nu, ne-am pus și noi să mai stăm acum aici pe bancă. Așa. Copiii vin de la școală. Da. Să duc undeva. Păi vizitează și ei parcuri, muzee, n-a spus Nora, mai vizitează și ei. Aici copiii se duc, da. Fac ieșiri afară, se duc peste tot, la ferme, la, în parcuri, da. Muzee, da, la multe alte. Vantaiul. A, ți-e cald acum, eu cred că aici foarte tare bate soarele, ne mutăm. Da, mergem. Să ne căutăm un loc unde este mai pe partea cealaltă, unde nu e așa soare. Hai, eu sunt că poate soarele în cap și nu bine. Să duce și... Hai, ține, Nora. Să duce și pălăria mea. Mergem dincolo să vedem, să ne mai căutăm, să mai stăm unde nu e așa soare. Acolo soare. Unde, Iosif? Acolo. Mergem, poate mai este dincolo. Nu mai este bănci. Mai sunt și dincolo bănci. Dar peste tot sunt oameni, adevărat, peste tot. Mai trebuie să fie oameni plini aici. Să stau pe iarbă. Da, stau pe iarbă. Vedeți? Aici este un teren foarte frumos cu iarbă. Și vin. Și stau, da. Eu veneam aici când era Abel mic. Da. Și se juca pe terenul ăsta, eu stăteam acolo lângă gardul ăla. Aveam pătură, stăteam și stăteam cu el. Nu-l lăsam singur, că mi-era frică. Că-l bate copii. Și acolo era un, acolo este un teren de fotbal. V-am arătat eu. Mai încolo. Eu stăteam acolo, este o bancă, eu stăteam pe băncuța acolo și el stătea acolo și se juca fotbal. Da, stăteam cu el, nu lăsam singur. Când venea, când voia să vină în parc, veneam cu el. Da, e iarba. Da. Da. Lucrează oamenii, da, e frumos iarba aici. Să fie, da, frumos, să fie parcul frumos. Da, da. Da, uite, hai să vă arăt soarele, uite, de la magazin. Vedeți? Aia. Vin cu căricioarele, le ia de la magazin și le lasă pe drumuri. Da. Da. Dacă o să găsim să mai stăm, mai stăm. Dacă nu găsim, o să ne întoarcem către casă. Da. Către căsuța noastră, că și așa trebuie să vină Abel de la școală. Da. Și mergem. Acolo este loc. Da, este scaun acolo, mai stăm acolo. Mai încolo, după masă, iar venim, mai facem o tur. Da. Da, venim să facem mișcare, Iosif. Da, da. Trebuie să faci mișcare. Da, da. Da, acum, luna asta care vine, da, avem programare cu Iosif la spital, să mergem, să-i facem iar toate alea. Ce trebuie? Da. Să vedem, poate mai ia din medicamentele alea care trebuie să le... Poate. Care au spus că îl îngrașă. Poate. Să-i dă altele. Să vedem. Da, aici nu-i mai soare, vezi? Da, gata. Aici bine e aici. Aici e bine. Wow.
Dar simt că este aer. Vezi ce aer frumos. Da, da. Pentru că uite câtă verdeață este aici, frumos este aici. Uitați. Da, da. Da. Uite. Stăm aici, Iosif. Da. Na, așa. Da. Vedeți? E fain aici. Dar pune sacoșa aia, pune-o sus, Nora. Așa, că avem apă acolo. Am adus apă, că nu. Ți-i cald? Nu. Nu ți-i cald? Nu. Da? Nu. Da? Uita ce a crescut iarba aici. Nu, a tăiat-o, a lăsat-o așa ca să fie frumoasă. Uita ce mare e. Ia. Porumbei. Vin porumbei și n-am adus pâine să le dăm să mănâncă. Când mai venim, aducem și la ei să mănâncă și ei. Să-i aducem pâine. Uitați blocul ăsta cât e de mare. Uitați. Uitați. Vreau să vă spun că parcul ăsta e foarte frumos. Da. Să mergi să te plimbi. Așa, Iosif. Da. Îți place afară? Place. Îți place Nora? Da. Îmi place. Mă relaxez că este soare. E da. Frumos. E frumos. Lumea se plimbă pe afară. Ne întoarcem către casă. Prieteni dragi, Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Vă îmbrățișăm. Vă iubim. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Vă spunem o zi binecuvântată, pe curând, la revedere!